Au intrat toți la culcuș. Da? Ia uitați, și acolo, și acolo se anunță. Da? Ăștia sunt plătiți să bată oamenii. Să tâlhărească, să le ia banii. Dar să-i vedeți ce comportament. Tot ce s-a... V-am făcut pe lege, stați un pic. Pândarilor, aveți răbdare, da? Aveți răbdare calificaților, cu minim pe economie, că de-aia meritați. Trebuie să mă uit. A, uite-l deja. Ia uite-l, deja a început să... Să intru în mașină. Când mă atac, ia uite-l el. Ia uite-l ei. El e agent. Pentru asta sunt plătiți ei. Da? Pentru asta sunt plătiți. Să bată cetățeanul. Să-i tâlhărească. Da? Aici acolo nu-i loc de parcare pentru persoane cu handicap. Băi, cioflingarilor care... Dădeați voi că n-ai voie să parchezi. Păi de-aia mă... Merge țara prost. Că ia uite, ei vânează cetățeanul să ia bănuțul. Ei, că ați fost voi amendați cu 10.000 de lei, au contestat, îți dai seama, au tupeu să conteste. Da? Bă, ce, o spălătorie, atenție! Deci, au ca obiect de activitate spălătorie. I-am lăsat din luna a șaptea, vă dați seama, ei din luna a șaptea, stați mă liniștiți că v-am dat pe investigații criminale, sunteți complici toți. Vine 112, ce aveți o impresie? Atenție la 112, agenție de poliție, să vedeți că ori să încerce, o să încerce să-mi iei, o să rup asta de la cameră, ca să pot să-mi iau cardul imediat. Că ori să-mi sechestreze camera, ori să aibă un comportament neprofesional, dacă îmi vine iar ăsta, Damian ăsta, mă pregătesc, mai am încă două camere, deci mă pregătesc cu oamenii aceștia, pur și simplu, te jefuiesc, te tâlhăresc, încearcă să-ți însceneze. Deci dacă vorbești cu el, uite, o să încerc acum să le vorbesc în șoapă, în șoaptă, da? Ca să nu mai mintă, Damiene, polițistule, milițianule, ai avut un comportament, ți-am făcut, ce credeai mă, că mă împotrivesc, ți-am făcut exact comenzile tale. Să vedem dacă spune că tu, în afară de control corporal, ai făcut percheziție corporală. Să vedem dacă tu ai avut mandat, îți trebuia mandat, omule. Nu vrei să recunoști? Păi nu-i mă nicio problemă. Ce-ați făcut, mă? Ați fost incompetenți, n-ați știut ca să mă buzunoriți la... Adică eu v-am făcut pe plac. Băi, oamenilor, v-am făcut pe plac să vă vedeți. Deci asupra altui cetățean și eu mă voi constitui că m-ați umilit, dar prin sacrificiul meu cetățenii n-or să mai pățească. Voi, milițienilor care sunteți ăștia, care vă știți. Păi, aici ați avut un om Mirițescu, un mare șef. Primul șef a fost reținut, arestat, cercetat, eliberat. E nevinovat. Ei, asta e paza lor, să vâneze cetățenii. Al doilea șef, iar, a venit, l-am găsit la Călăraș. A fost declarat că lua șpagă. Corupt. Iar, a arestat, cercetat, dat afară, unde credeți că e? La o societate comercială care e șef, e de ăsta cu ape sau ape păduri, dracu să pieptere de servici care l-are el acolo. Poliția locală, Ploiești, e inutil. Gunoaie peste tot, parcări neregulamentare, ochi 195 încălcat permanent. Trandafir de la Moldova. Arestat, cercetat, deci toate plângerile făcut. Cercetat, arestat, dat afară. Următoarea, Cristinica, de la, am găsit-o la Câmpina. Aceeași poveste, imaginile sunt publice. Iar, reținută, cercetată, arestată, dată afară, Vaida. Bă, da, Vaida, voi, cât dracu ați fost, mă, era o clică de hoți acolo, poliția, vorbind de poliția locală. Aceeași poveste. Cercetată, uite, ăsta era șeful care a fost favorizat. Apa, a venit poliția. Haideți să scriem, să dăm aici direct, pentru că ei, ce se întâmplă? Ei sunt, lăsăm aici, ei sunt pe mână,
pe mână cu, cu o parte dintre polițiști. Deci vă dați seama, pe mână, pe mână, deci a, a sancționat. Și el spune că are dreptul. Ce drept ai tu, măi, măi, agent de pază? Iaută tâlharii la drumul mare. Tâlhari, asta sunt. Ei sunt niște tâlhari, că asta, asta au făcut, dragii mei. Asta au făcut. Au luat bănuțul. Ia uite, tată. Ia uite, tată. Știți de ce? Trebuie să fac să se vadă. Să se vadă. Atenție, ia. Polițiștii. Agent de poliție Struiești, secția 1. Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră a sunat? Da. Vă solicit în mod expres. Da, mă duc la conștiință că sunteți înregistrat de audio-video. Da. Să știți. Numele, grade, funcția, locul de muncă. Agent de poliție Stroie, secția 1. Ploiești. Ploiești, bun. A venit prin despăcere, da? Domnule, eu sunt victima acestor, uitați, acelui tâlhar. Uitați-l acolo, tâlhar, da? Ce de la trecere populară? Da, 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 agenții. Rămâneți acolo, vă rog. Agenții de pază, uitați-i toți, da? Spuneți-i și mie, eu ca cetățean, am dreptul să intru aici înăuntru? Nu există acolo. Nu, mă ajung, dacă nu eram un pic... Cine este? Agentul sau poliție? Da, mine, eu uite-mă, uite-mă, poliția română. Dragii mei, folosiți serviciul 112, dați-i pe mâna poliției pe acești hoți. Aici este magazinul AFI, eu vă spun că e spălătorie. Atenție! Au domeniul de activitate, sece, sarfuri, nu știu, travii, spălătorie, activitate. Nu AFI, atenție, oficial, da? Au fost sancționat în care ăștia. Spuneți-mi și mie, acești agenți de bază, blochează roțele. Au pe competență OG-195? Nu au pe competență. Nu. Ce-mi face pe noi? O parcare privată, o utilitate publică. Am înțeles. Dar ei, pe legea 333, au pe competență să-mi blocheze. Eu le-am pus în rândul trecut acolo, mașină. Capcană, atenție. Și au venit băieții și mi-a pus... Nu, stai un pic. Marionetele alea, pândare aia. Incompetenția, pândarele. Domnule, ia uite așa. Ia uite, care-i zi? Ce ați spus dumneavoastră? Ce? Pândar, ce înseamnă? Haideți să ne ațin. Nu, da, haideți să ne ațin. Care? Ce fac? Da, haideți să ne ațin. Da, haideți să ne ațin. Domnule, care-i jignirea? Atenție. Ce s-a întâmplat? Domnule, dumneata, faci curmin cu mine? Curmin cu mine? Ia uitați, mă spionează, da? De ce mă spionează? Așa. Haideți cu mine, vreau să intru. Ăla fi, da? Să vedeți că îmi restricționează, da? Și mă agresează de față cu dumneavoastră. Să constatați că m-a agresat, să filmați, au și ei cameră pe legea 333. Ce fac? Nu mă lasă. Nu mă bagă, m-am drăgit. M-am sequestrat, n-am mai trebuit să plec din afară. Aici e problema. De ce? V-a blocat autoturismul? Da, domne, mi-a blocat autoturismul. Nu, acum nu-i blocat, că n-am mai vrut. Rândul trecut, da, acum nu. Păi nu, astăzi ce s-a întâmplat? Nu înțelegeți. Sechestrare, atenție. Da. Dreptul la liber acces de a pătrunde în spațiul public. Nu există un ordin judecătoresc sau o decizie judecătorească ca eu să intru nu în spațiul spălătoriei auto. Așa spune, spălătorie. Dar ce fel de spălătorie? De povară. Ce fel de spălătorie? Tinerii. Distrat autoturism. Poliția română. M-am presat, m-am înjurat, m-am amenințat. Mă, ce pe cum ata? Asta sunt fapte penale. Cu siguranță. Am sunat la sine unde? Da, atenție. Venirea dumneavoastră aici a fost făcută și prin nimeni. Prin niște. N-am solicitat strângere și prin nimeni. Acum vreau să constatați, că așa spune legea de autoritate, să constatați personal prin el. Însă, atenție, aici nu este numai un agent de comun. Sunt mai multe. Vreau să mă pus să cumpăr mâncare, iar ei m-au spus că ăla, adică Damian mi-a dat amendă până țin la declarația lui ăla, da? Și după aia mi-a dat amendă și reținere și ăla. Asta ar fi un colegi. Dar eu acum de ce n-am nimic cu dumneata, că ești profesionist? Aici. Pe cum să ai, dumne, că poliția română este un brand și o profesionist. V-au blocat accesul acum la mașină? Da, nu mai puteam să ies, atenție. S-au pus în fața mașinii? Da, da, în fața mașinii. Haideți că vreau să intru cu dumneavoastră. Filmează camera? Filmează camera? A voastră sau? A dumneavoastră. Da, da. V-am okay. Dat am înțeles. Omul ăsta mă amenință. Ia, ia să-l vedeți. Ia, 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 ia. Haideți. Haideți, domnul Stroie, haideți înăuntru. N-are voie. Vă rog frumos. N-are voie.
regulamentul intern al societății. Da, societății. E societate privată. Dumneavoastră sunt șeful de obiectiv. N-am să vede. Un act de inetate. Și omul, toți m-au jignit. Vă rog să-i legitimați. Dom'le, au nu, atenție, au stonferi. Să-i sancționați pe legi. Niciunul n-are tonfă. Uitați, niciun tonfă, spray. Bun. Eu cred că are. Nu, 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 uite, 1, 2, 3. Ce? Nu, dă-și înșelătură. Ca aș cine sunt oamenii ăștia? Domnul Ogeană, de 3 zile ne hărțiți într-una. Cred că vă plătește cineva să faceți treaba asta, vă spun eu. Da, da, spui tu. Ne faceți incompetenți, ne faceți cum. Nu ești incompetent. Mi se plătiți de cineva. Domnule, nu ai pe 195 mii bani, mă sechestrez, m-a agresat, m-a jurat. De 6 zile așa faci. Și da, dar de ce ați luat amendă de 10.000 de lei? Cine a luat amendă de 10.000 de lei? Spălătorie auto, spălătorie, atât, asta, firma asta. A luat 10.000 de lei, omule. Nu, cred că visezi. Atunci nu mai jigni. Da. Așa, da. Ce faceți? Haideți, vreau să intru. Să legitimeze colegii. Toți legitimații, că toți m-au agresat. Atenție, toți care îi vedeți de față. Nu v-a agresat nimeni. Cred că e fatidul de dumneavoastră. Stai liniște. Ce faceți? Ștergeți camerele? O să verificăm și camerele. Da. El mai bine filmat. Da. S-a liniștit. Noi. Nu, ca fără camera de filmat, e un nimeni. Ce se întâmplă, oameni? Cine e nimeni? Ești un nimeni fără camera de filmat. Vă rog frumos ca să-l sancționați pe legea 61. Filmează. Nu, dar e pe legea 61, cuvinte și experiență jignitoare, articolul 2.1. Nu-i nimic, asta e ăla care sare la bătaie. Deci, domnule, să vedeți imagine, s-a liniștit, eu am fost filmat numai la sasiezi din parcare. Vai de voi. Păi am fost, ați luat amendă, 10.000, ia, ia. 10.000? Nu, că nu bani nimic. Acum nu mai face nimic. Ce vrem? Am venit, nu mai. Păi mă filmat că zbucă pățână ia una, două. Serios. După ei nu mă filma. Ia uite-l. Vă rog să-l legitimați. Dacă nu vrei să fii... Domnule, m-a drăcuit. Domnule agent de poliție, m-a drăcuit. Domnule, domnule, legitimează-l. Domnule, legitimează-l, domnule. Legitimează-l. Legitimează-l, mi-a adresat cuvinte și expresie și militare. Pune poliția română să legitimeze. Domnule, legitimează-l, m-a drăcuit. Știu dânsi ce au de făcut, nu dumneavoastră. Hai să vezi tu că pleci de aici. Uite, domnule, milițare, de față cu voi, da? Ce ai făcut, mă? Ți-ai luat amendă? Ce și-a luat amendă? 10.000 de lei. Care, mă, vorbești cu mine? Vorbește frumos. Cine ești, mă, tu? Dar tu cine ești, mă? Cine ești tu, mă? Să termine cu limbajul ăsta. Nu mai, vă rog, nu mai interesează. Să ai gură vezi că mi-e frică de tine? Deci nu trebuie să-ți fii frică. Nu mi-e frică de tine. Că fără ala ești, nu ești în stare de nimic. Nu, ești un parazit. A, e fost să fii tu sancționat, chema la parchet. Cine te plătește că faci trecurile astea? Cine? Da, cine te plătește? Dumnezeu. Dumnezeu, nu cred. Nu. Ești creștin? La ce ora n-au avut 7 clase. Haide să nu discriminăm, nu ne interesează, nici nu ținem cont de absolut nimic, da? Cum ăsta mă jignește? Dar nu te-am jignit. V-am înțeles, și dumneavoastră i-ați adresat anumite cuvinte. Ce i-am zis? Că este incompetent, nu vreau să repet, da? Da, e incompetent, că n-are pe ochi o ghiosă nouă și... Dar stai un pic, este o incompetentă, e o jignire? Dacă dânsul se simte ofensat... Nu, adică n-are pe competență o ghiosă nouă și... Îți permis să jignești pe toată lumea. Care și poliția română, pe toată lumea jignești. Unde ai văzut că eu l-am jignit pe poliția? Am văzut pe filmările care le-ai pus tu. Bravo, ia să vedeți ce vă faceți voi de râs. Da, te le facem noi. Da, da, da. Ei au văzut, da. Dom'le, întrebați-i... Dacă veneai ca un client la mall aici, așa? Puteți să intre, te-a fi să faci numai ce și panoramă. Șef de obiect. Da, Avram Gabriel, uite cum Avram Gabriel. Dom'le, n-are tonfă. Domnul polițist, nu, tonfă, agent de pază, lege 3. Dar cine este constatat așa ceva? Nu ești constatat așa ceva? Păi, după cum constatăm. De ce are... Știi, uite, ce faceți? Apărați oamenii ăștia? Cumva patronul firmei este fost șef de poliție? Nu. Îl cunoașteți? Îi cunoașteți? Nu, personal. Dar ei au obligația să aibă tonfă? Da. Conform legii 333? Da. O întrebare, ai spus că ați fost agresat, da? Da, domnule, depun asta, da. Vreau să intru, da, vreau să intru cu dumneavoastră înăuntru. Haideți la poliție. Nu, stați, n-ați înțeles. Vreau să intru înăuntru, întrebați-i ce ordine au de a nu pătrunde. Vă rog frumos, îmi luați un drept fundamental. Domnilor, îmi apăr, ce scrie acolo? Rezervat clientelor. Așa. Dar dumneavoastră nu ești client. Da, ce sunt? Uite, ce faceți, fraților? Căută, mă jignește, circa. Ce faceți? V-am zis, haideți, mergem la poliție, depunem plângere pentru agresiune. Nu, nu, am timp să depun plângere 90 de zile. 90 de zile. Vă aduc la poliție, mergem să întocmim procesul verbal. Domnule, nu sunt obligat, atenție. Nu sunt obligat să merg. Nu sunt. Nu, atenție. Atunci mergem la cunoștință. Ce, atenție, da, o să merg. Ce restricție au? Întrebați că nu, uite, domnule, nu pot să pătrund. Oamenii au spus că nu, eu nu insist. Au motivele lor. Nu, ia întrebați-mă. Acestea cine le folosește? Ia veniți în pace, vă rog să filmați cu camera.
Vă rog să filmați cu camera. Domnule, este o activitate. Nu, vă rog, aveți decizia 97 per 2020, care spune că trebuie să folosiți un unghi, să luați o societate, ia 100 de lei, da. O societate, dă amendă pe unghi 195 și au dispozitive. Întrebați-i dacă au pe competență. Aici e problema. Pentru asta este problema, că ei sunt niște infractori. Am înțeles, dar astăzi a blocat cineva roata? Dom'le, n-am mai vrut să o blocheze, dar mi-a blocat liberul acces să plec. Ați fost parcat regulamentar. Neregulamentar. Și dumneavoastră ați afirmat că data trecută le-ați întins o cameră. Da, mi-au blocat, mi-au luat banii. Mi-au luat bani, ce faci? A fost sancționat, nu înțelegi, pentru asta a fost sancționat de protecția consumatorului, de poliție. Dar astăzi... Nu. Apelul dumneavoastră... Domnule, nu înțelegi că apelul meu cuprindea așa. Agresiune, da. Jignire, da. Sechestrare, îngredirea dreptului de a pătrunde într-un spațiu privat cu utilitate publică. De ce nu înțelegeți? Amenințare. De ce? Câte vrei să-ți mai pun? Înșelătorie, care eu sunt parte... Eu nu am constatat nimic. Păi nu, n-ai constatat dumneata acum? Dar acum, da. Cum doamne, n-ai constatat oamenii ăia care îmi spunea că mă omoare, că îmi face ca asta? Cum n-ai constatat? Uite-l omul ăsta care îmi spune. Așa. Ne puneți plângere împotriva lui, da. Vă aduc la cunoștință că aveți și acest drept, da? Funcționează sigur. Funcționează, cu siguranță. Așa. Băi băieți, o să vedeți ce o să păziți, da? Să vedem ce o să dea poliția dacă aveți voi un ordin. Arătați voi aia ca care, auziți? Ia spuneți-mi și mie. Are dreptul să-și rezerve clientela. Care este legea? Care este? Adică întrebați-i, vă rog frumos. Eu, dreptul meu, nu mi-l luați. Întrebați-i. Domnule, întrebați șeful de unul. Cine este? Întrebați-l. Da? Cine e omul ăsta? O societate privată. Așa. Are dreptul de a-și selecta clientela. Da, dar vezi că acolo... Dumneavoastră la hainele care le aveți și cum arătați, da? Nu e de interes public ca să ia uite, cum arăt? Se pare că am un îmbrăcăminte care nu am voie să intru? Nu? Păi ia uite așa spun oamenii ăștia. Domnul polițist, haideți să vedeți dacă mi îngrădește dreptul. Haideți! Să constat că nu. Da. Deci, domnule, dumneata ai constatat că îmi îngrădește dreptul. Nu mă întreb pentru ce intrați în regulament. Dar pentru ce intrați în societate? Adică ce? Cu ordine interioară. Dar și pentru ce vreți să intrați în regulament? Rezerva clientela. Așa? Au afiș. Așa, că ce? Că din anumite motive... Da, că ce? Deci îi aperi. Nu ia. Dar ți-am spus că faci curling cu mine, dumneata? Nu fac absolut nimic. Ba da. Nu. Vă respect și pe dumneavoastră și pe dânsul. Cum facem? Aici nu este numai o societate, sunt mai mulți agenți economici. Aici figurează o societate spălătorie. Chiar nu înțelege act oficial, trimis, au fost sancționați. Nu cunosc act oficial, ca să știți. Nu înțelegi că oamenii ăștia mă agresează, da? Mi-au blocat mașina, da? Nu m-au lăsat să plec, m-au sechestrat. Atenție astăzi, da? Poate asta le voi face plângeri penale. Omul acesta, o fi în cârdășie cu Damian... Auzi, frumos să nu mă haideți să nu mai facem... Cu Damian, l-am întrebat, eu l-am întrebat. Eu te întreb pe tine cu cine ești în cârdășie. Eu l-am întrebat. Este în cârdășie. Eu te întreb câți bani pentru omul acesta este în cârdășie? Ia uite tata ce este. Bun, ce? Am înțeles. Deci asta e un conflict, un drept fundamental e conflict? O discuție în contradictoriu. Dumneavoastră cu... Cine e omul? L-ați legitimat? Cu siguranță l-am legitimat. Dom'le, dar vedeți cu soanele la ei? Nu sunt obligat. Nu e obligat. Omul ăsta, ia uitați-l, e agent de pază, cine e să cunoște? Uite, el. Ia întrebați-l. În civil. Cu serviciului? Nu. El, și stația? Stația de ce o are? Cum adică are stație? Domnule, vă minte, stația domnule. Domnule, uitați-vă, da, trebuie. Și acum de ce o aveți să am venit la... Dânsul e în timpul serviciului? Nu. Dar de ce m-a agresat? Că el, chiar el m-a agresat. Domnule, chiar el m-a agresat. De vorbă, și am încercat să vorbesc omenește cu noastră. Deci, dragii mei, România este protejată de poliția română, de tineri, da? Ei sunt, întreabă-i pe judecători, n-ai tu treabă cu procesele de la Mizil, incompetentule ce ești, da? Ești, cum adică? Ești, da mă, bogatule mă, da mă, bogatule. Cum, domnule, mă jignește, l-ați legitimat? Da, l-am legitimat. Bun, ia spune-mi și dumneata. Ia spune-mi. Dacă îi spun unui cetățean, îl întreb, ai pe competență o G195? Și el spune, da, pot să-ți blochez.
și spun, incompetentule, e o jignire? Tinere, este o jignire? Ești polițist tânăr. În acest context, nu. Nu. În acest context, atât. Dar dacă eu spun, am dreptul să-i spun, incompetentule, el poate să-mi facă o plângere și dumneata să-mi dai o sancțiune, să-ți constați în ceea ce ai constatat cu propriile simți. Vă rog frumos să mergeți, să mă lăsați ca să așteptați aceea să plec de aici, pentru că viața mea este pusă în pericol. Ați constatat și a spus, atenție, am o stare de temere, da, pentru că mi-au tras de ușă, în așa fel încât a lovit o mașină, ușa mașinii, da, cetățeanul a venit, da, i-am spus, uite, vreau să chemăm poliția, să faci plângere, este amiabilul. Dar o să vezi că oamenii ăștia au greșit. A plecat cetățeanul, a spus, m-a cunoscut și a zis, nu vreau nimic, nu vreau nimic. Bine, avea parbrizul spart, geamuri, colante, vă fumuri pe-l, de-aia a plecat. Dar omul n-a depus plângere. Dar eu ca cetățean, atenție, conflictul acesta, mi-au venit mesaje foarte multe, că acești oameni, domnule, ați filmat, uitați, afișe, colo, da? O societate comercială, domnul meu, dă amenzi la oameni. E un litigiu civil. Nu. Atenție. Nu, este o înșelătorie, poliția economică, investigații criminale. Dom'le, ce litigiu civil? Dumneata, știi ce îmi scrie pe factura aia de 100 de lei? Taxă, prestări, servicii, deblocare, roți. Da, un litigiu civil. Puteți să-i dați în judecată. Nu, n-ai înțeles. Este o păcăleală, o înșelătorie în afară de litigiu civil. Dom'le, asta e altceva. Dar poliția trebuie să vadă în actele contabile, iei un coduc aia. Dom'le, atenție, poliția română are pe competență de lapidări, evaziuni, hoți, furt, hoți, asta, da sau nu? Da, cu siguranță. Noi sunt protecția consumatorului, publică, domnule, protecția consumatorului da? I-a sancționat cu 10.000 de lei. Acum am vorbit cu comisarii de la Garda de Mediu, am vorbit acolo la poliție, am trimis e-mail, da. Am anunțat, iar eu am fost sechestrat de toată gașca asta de oameni, de pază, da? I-ați văzut că n-aveau tonfe. Încălca legea 333/2003, Da. De ce nu i-a sancționat? Nu, atenție. Nu, vedeți, atenție, vedeți că o faceți intenționat, pentru că în OG2 nu le dați amendă acum, le trimiteți în baza la OG2 în timp de 6 luni, dar acolo la mențiuni, spuneți, eram de față și n-a vrut. Fraților, dacă vă dau amendă, faceți contestație și anulați procesul verbal, scrie că nu a fost de față, iar agentul de poliție, în mod intenționat, n-a vrut să le dea amendă. Pe loc, ai dreptul, ești obligat, atenție, că erau de față, să-i legitimezi, să-i sancționezi, scrie în OG2, în regulamentul care îl trimiți prin plângerea la contestarea în judecată, pierdeți. Nu e adevărat, ești persoană. O să fie sancționați astăzi. Ascultați-mă, o să întocmim procesul verbal cu sesizarea dumneavoastră. Poliția română este un brand. Cetățenii au să aibă încredere. Eu n-am nimic să vă reclam vouă. Dacă sunteți profesional, aplaud. Atenție, aplaud. O să întocmesc o lucrare la nivelul secției noastre. Sigur, oamenii sigur. Ce face Damian ăsta, Damian polițistul? Ia favorizat. La acest moment nu cunosc. Vreau să vă întreb doar atât. Nu, vreau să vă întreb dacă mă cunoașteți. Știți cine sunt? Da, personal sau nu? E prima dată. Dar știți de mine? Am mai auzit. Ați auzit. Multe... Ideea e în felul următor. Dacă eu nu am îngrădit, am fost și am cumpărat, aici sunt mulți agenți economici. Omul acesta a închiriat la McDonald's, la cinema, la asta tot. El îmi spune să nu mă duc la cinema, la atâtea firme. Dumneata, cu 112, am demonstrat că mi este îngrădit dreptul la libertate. Este justificarea mea prin apel că nu mi se lasă dreptul de acces prin unul acel drept de liberă mișcare. Va arăta vreun document? Nu, adică el spune... Stați un pic. Să verificăm și camerele de supraveghere. El spune că nu sunt... Vi se pare că eu, cum sunt îmbrăcat, am miros pestilențial, sunt îmbrăcat indecent sau sunt îmbrăcat în așa fel încât să atrag indignare? Aveți o vestimentație corespunzătoare. Am înțeles. Faptul că eu mi-am tras maieul și burta asta, am atras într-o guvis. Ca ei, sau cei care sunt, se consideră guvis, ați văzut cum m-a catalogat, da? Că am eu procese la mizil. Da, păi se întrebe pe judecător nu de ce 3 ani. Păi nu stați un pic. Dar ei ce famă supraveghează? Dar ați constatat când omul mă filma și atâți agenți de pază în loc să asigure. Ăsta este în fișa postului. Cu siguranță nu este. Tinere,
Politia română, politiștilor, că politia, dar nu sunteți polițiști. Scrii politia, politia, poliția. Căutați în dicționar, este cu totul altceva. Nu este polițist în ordine, polițist, atenție, asta vă cer, să mă rog. Care e indignarea, domnule? E realitatea. Haide, da. Păi scrie procesul, unde vrei să mergem? Nu, nu, în actele procedurale. Unde? La sediul poliției. Nu, acolo mă deposedați la aparatură, am echipament pe mine. O să fiți audiat și de colegii noștri. Nu, nu, n-am înțeles. Nu, eu... La aspectele, dar eu nu vreau acum să pierd. Eu mă duc, acum am un interviu cu un colonel de poliție. Deci, atunci ne lăsați un număr de telefon și veți fi contactat. E dat la IPJ. IPJ-ul îl cunoaște. Astăzi, atenție. Eu nu-l cunosc, mă scuzați pe mine. SNEAU îl cunoaște, că ați venit prin SNEAU. Avea obligația SNEAU, da, să vă dea apel. V-a dat numărul de telefon? Îl aveți? Păi atunci zice-mi, zice. Ce faci, om, tinere? Tinere, ce faci? Am greșit cu ceva, că n-am înțeles. Nu, dar îmi cereai numărul de telefon. Da. Păi nu l-ai în fișa de intervenție. Nu l-am cerut în niciun scop personal. Nu, domnule. 0749-220-890 Vincioran. Ați votat pe carte? Domnule, duceți-vă, faceți-vă treaba, poate mai aveți alte urgențe, da? Stați aceea, faceți un proces aceea? Da, tinere, da, da. Pentru că oamenii mi-au îngrădit dreptul, m-au sechestrat. Deci, dacă nu te lasă unul să ieși din parcare, în fața mașinii, în mod intenționat, este sechestrare. Da? Dar dacă vine unul... Stai, domnule, cum faci așa și așa? Dă-te, domnule, să plec. El îmi spune, ce că n-ai voie să pleci. Nu, ce, da, ce, da, domnule, ce că nu, vi, nu pleci, dar ce până nu vine poliția. Până ne vreau să plec, ce treabă am eu cu poliția? Are dreptul să mă rețină el dacă eu n-am făcut o faptă penală? Sau ceva, are dreptul? Păi tinerilor, ați văzut imagini, da? Unde ați văzut voi în filmările mele că eu denigrez o instituție vitală pentru cetățeni? Arătați-mi una și eu mă duc... Cine e șeful? Mirițescu? La voi? Comandantul poliției? Cum? Nu-i provizorii? E definitiv acum? Nu. Șeful poliției, inspectoratul de poliție Prahova. Domnul comisar, șef... Cristian Mane, este provizoriu sau tot Mirițescu? Este împuternicit. Împuternicit, dar figurează tot Eduard Mirițescu? Nu, figurează domnul. Chestor? Dacă e împuternicit, e definitiv, da? Nu știți, adică nu, eu zic să nu, am înțeles, da, zic, nu vă pronunțați că e altceva, adică bagă bară. Bagă bară. Ce faci, nu faci proces? Ba da. Da, zi. Depuneți plângere astăzi? Nu, omule, am dreptul meu de ce tot. Ia fi atent. Ești, asta e fișa postului a lor. Uite-i cu alea. Uite fișa postului a lor. Da? Ia uite-i. Ei sunt la vânat, la vânat, pândari, la vânat. Ei să văd, deci pândar, dragii mei, căutați în dicționar să vedeți ce înseamnă pândar. Căutați în dicționar să vedeți ce înseamnă incompetent. Pentru că ei blochează roțile. Ați constatat mai maimuțele alea? Alea care blochează roțile. Da. Dar de ce nu e? Și cum o societate? Are afiș acolo societatea asta? Blochează roțile. Cum e? Păi fraților, în ce țară trăim? În ce țară trăim? Voi învățați să fiți autoritari. Când ești polițist, dacă un om te-a și niște îmbrâncit, o burtă, încătușat, ultraș. Nu ghiu ce în fața la șef, că nu aveți voi libertate sindicat. Nu. Păi ori sunteți polițiști, ori nu mai sunteți, fraților. Cu drapel pe România, fii atent, uite, eu nici nu pot să fac clarul la drapelul României. Dacă mă duc aici, da? Uitați ce... Dar nici nu pot, uite, nici nu pot să mă apropii, că am... Da? Și uitați ce drapel, ia uitați-vă pe ce drapel. Bă, dar seamănă mașina asta? N-ai văzut la nemți mașina asta? Seamănă izbitor cu la nemți? Dar președintele nostru este de naționalitate germană? Prindeți voi hoții cu mașina asta, cu Mercedes? Dar aia de la poliția locală, ăștia de la poliția animalelor, ai văzut ce hamere au? E de luni până vine programul negativ. Ăla, dacă sună cocoșul al un primar în Bredeni,
spune că nu-i violează găina. Te-am urmărat la animale, ce vrei să... Privire la ce ați spus dumneavoastră, nu... Nu am stabilit noi cu ce mașini circulăm, ca să știți. Acum, dar voi sunteți și voi umani, la... să vorbiți că în alte țări se fotografiază polițiștii, nu milițiene. Dar dacă zici unul ție, băi milițiene, tu știi, fiind că n-ai fost milițian, dar cei care au fost milițieni au fost profete, le era teamă la oameni de milițieni, crede-mi. Acum de voi, nu numai de respect, teamă, da. Legea e interpretabilă. Ce lege, omule? Ce interpretabilă, omule? Ai legea, te-l pui pe burtă, te-l duci la pușcărie, de nu se vede. De-aia vă înjură pe internet lumea. Și nu-i trageți la răspundere. Adică până și pamfletele le-ați acceptat. Garcia, auzi, voi sunteți Garcia. Nu le-am acceptat. Borel! Nu voi. Polițiștilor, că voi trebuie să spuneți, băi, avem și noi familie acasă, copii, lider de sindicat. Păi ne-ați dat mărțoagă, deci cu 900... Deci agresat și sequestrat de agenții de parte, da? Hai să-ți dau acuzațiile. Spune-te. Mamă, scrie cu sânge. Fii atent, ești tare. Deci, am fost agresat. Nu ne-am mai găsit, că știi că când ai avut faptul că e cu sânge. Am mai găsit. Adu-ți aminte că ți-am zis de stânga. Asta mi-am adus aminte de tine. În fine, te felicit, ba da. Ești de mult aici? Îmi pare rău. La secția 1? Pare rând, dar ai fost într-altă parte sau? Da, în fine, da, am greșit cu asta. Deci, agresat, jignit, sechestrat. Dreptul la libera mișcare. Și îngrădit, la libera mișcare și îngrădit de pătrundere. Într-o clădire. Într-o clădire. Cu utilitate publică. Mai pe scurt, este sesizarea care a spus-o la 1-2. Urmează să preiau declarație ulterior, da? Păi, acolo e... A fost agresat, jignit, sequestrat și îngrădit de libera mișcare de pătrundere într-o... E faptă de 1-1-2? Siguranță. Așa. Acum... Că v-a provocat și o stare de temere. Bă, eu nu vreau să plec de aceea, bă, nu mă vedeți că plecă, că râs să-mi dea cu piatră în geam. Ei vin după mașină, atenție, am filmat când vine după mașină și m-a amenințat. Că mă omoară, că... Da, e publică mașină. Sunt formatori de opinie. Unul mi-a zis că ăsta, Damian, polițistul, colegul ăla vostru, băi, ziaristule, că ce-o vând ziare, băi, Damiene, bă, Damiene, mă, milițianule. Ce vrei să faci? Da, asta nu trebuie să spun. Mă, întreb și eu spun, dar eu trebuia să spun, a fost identificat numitul. Ca să știți ce conspectez în procesul. Deci, asta o citesc la urmă, da? Așa, deci, mașina mărțoagă are 900 de centimetri cubici, metri linier. Ăia de la animale au o hârghelie întreagă. Și vine hoțul și zice, ce să ăștia, mă? Polițiști. Eu am Mercedes, da. Ia mă să vă văd eu cum mă prindeți voi pe mine. Puf! Vă necați în urmă lor de praf. De ce? Așa au vrut șefii voștri. S-au cumpărat mașini de alea mărțoage, puternice, cu bani, și că mai mult decât era într-altă țară aceeași achiziție, același model de mașină, dacă vreo 7 sau 9.000 de euro. Cine a achiziționat? O fi președintele României. Băi, e Bode. Bă, plagiatorule, mă. Mă, ești hoț? Eu vorbesc cu Bode. Ești hoț, mă, tu te bă acasă, mă, ți-am dat, mă, pe telefonul tău, bă, te-am sunat, mă, pe telefonul tău. Nu mai vrei să vorbești cu mine, că ți-am spus că tu ești plagiator și ești hoț? Cum, mă, tu terorizezi cumva angajații? Tinerii s-au speriat polițiștii? Păi o să vezi, mă, ce spune, mă, colonelul, mă, este rușine să spună că a lucrat în poliția română. Și i-am spus, i-am atras atenția. Colonele, te rog eu frumos, poliția română este vitală pentru cetățeni. În data de, da? Păi în data de. 21. Fii atent, că e zi critică. Putin a spus că ne trimite ajutoare. Ajutoare! Nu urmăresc. Dar ce urmărești? Să nu fim urmăriți. Hoți! Dar ăștia, dar dacă unul ți-a niște bani pentru blocarea roți și scrie sancțiune, nu scrie sancțiune. Mă duc la bancomat. Atenție! Donez banii la AFI, omule, pe bun, donație scrie, și mă duc cu bonul ăla, ca să le fac eu lor pe ăla, și îmi spune că taxă prestări servicii de blocare roți.
în codul Caen. Ce vezi tu aici? Ce vezi aici? Să-ți arăt. Spălătorie. Da, v-am zis, nu cunosc. Nu cunosc, e public. E publică. Geană, Harry, Florin, pagina de Facebook. Nu mai dați SMS-uri. SMS-uri, mă refer la SMS-uri, dragii mei. Pentru că nu le primesc. Un server la mine nu intră. Eu am un server. Eu lucrez cu Linux-ul. Nu ajung mesajele, SMS-urile la mine. Tinere, știi, voi sunteți și voi umani. Sunteți și voi. Vă jucați cu copiii, chiar dacă sunteți polițiști. Citește, vezi pe ăsta. Dai voi. Citește să vezi dovada, da? Citește cu fiește, da? Iubesc polițiștii, fii atent. Tineri și asta zic. Ia ce vrei să mai zic. Așa, da? Ca să putem să stabilim și contextul. Așa. Cred că 9.30, intervalul 9.30, că până m-am dus și la... Ați ajuns în parcarea Avi, da? Da, uite, chiar am parcat mașina, da, da, am parcat mașina pe același loc, ca rândul trecut. Ce scrie? Cum se numește? Nu, ce da? Cum se numește? Scrie Avi? Ce zice? Spălătorie! Le-a dat amendă, mă. O să vedeți ce spune. Așa. În acel pe H04 GHV. Marca. Pe jos. Ce nu tata? Cu ce număr are mașina? Că mai multe mașini, care nu trec. Eu tot tata. Da? Pe cum mă trimis tu pe mine la sapu, băi, pândarule. Păi știi tu să faci ce fac eu, mă, băiatule, mă. Bă, cunosc 6 programe, limbaje de programare, băi, băiatule, băi. Antena măcar să te uiți, bă, să vezi că sunt 2 antene pe mașină. Bine, polițiștii știu de ce sunt 2. Același loc, același amplasament. Da? Ca acum 7 luni de zile. Mi-au luat bănuțul. Ca acum 7 luni de zile. Da? Unde am fost sechestrat. Atenție, sechestrat, prin blocare, astăzi, da? Atunci, și acum am făcut iar aceeași poveste, da? Să arăt poliției că ei sechestrează cetățeni. Atenție, mi-au spus că și săptămâna trecută au sechestrat. Se numește sechestrare. Prin blocarea roții. Și constrâns de a plăti. O sumă de a plăti 100 de lei sau de o sumă de 100 de lei. 100 de lei. Da. Prin donație către un ATM. Către Afi Palas. Și eliberarea facturii cu prestări servicii de blocare roții. Cum se lucrează la noi în România? Cum lucrează la noi în România? Cu găleata, cu lopata? Ce mă rogi? Ia, roagă-mă! Ia uite-i! Da. Păi, mă, ce-l lăsat? Nu! Și eliberarea facturii? Și eliberarea facturii prin care se arăta... Prin care se arăta că mi s-a prestat servicii. Hai, băieți, lucrați, băieți. Ce-ai? Cum e, uite, m-am venit că mă bate. Legitimați-l. Așa, da? Care se arată că mi s-a prestat servicii de deblocare roți. Legitimați-l. Ați văzut ce a spus, că mă bate. Roți, da. Astăzi am exact da, dar nu au mai blocat. Astăzi? Dar nu, da. Aceeași situație ca atunci. Nu mai lucrează băieții, sau dacă lucrează într-un mod profesional cu lopata. România noastră cu oameni profesori, fără echipament, fără ecuson. Aceeași situație ca atunci? Ca atunci, dar nu au mai sechestrat mașina. Nu au mai sechestrat mașina, că era sechestrat, atenție, nu puteam să plec, când vroiam eu. Nu au mai sechestrat mașina. Am fost înconjurat. Când am încercat să intru într-un spațiu public
cu mai mulți agenți economici. Să mă duc să mănânc, că mi-era foame, sete. Public? Da. Mai mulți agenți economici, da? Da. Nu mai lucrează. De ce? Pentru că sunt ciuflingari oamenii aceștia ca firmă. Da, nu mai lucrez. Da, bun. Am plecat la a doua ușă. La a doua ușă. Cea de acolo. Cea de la jumătate? Da, da. Nu de la jumătate. Următoare de capăt. Da, 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 da. Uite-i omule, ei sunt plătiți, da, sunt plătiți să stea acolo. Uite, firma asta de pază, băi, angajatorule, tu așa ai plătit firma asta de pază? Să stea aici să vâneze cetățeanul. Unde ați văzut? Sunt mafioți, să au un comportament de mafioți. Fiecare la punctul lui, da, dar uite, da, ei aici stau, da? Deci ei încalcă legea 333, omule, ăla avea stație și a spus că el este de servici. Da, păcălit. Ai văzut? Am vorbit cu... Omule, și a spus că e liber. Nu, n-ai înțeles. Îi face acum că e liber. Atenție. El mi-i spune, da, că este în timpul serviciului, da? Are stație, l-ai văzut că avea stație, omule. Un dispecerat adevărat, dragii mei, vă dați seama că m-am jucat cu frecvențele... V-ați dus la cealaltă intrare, da? La cealaltă da, în spatele meu, însoțit de cei 6 agenți de pază, care mi-adresau cuvinte și expresii jignitoare și amenințări. Au fișa postului, ei și-au părăsit de către 6 agenți de pază, părăsind punctul de pază, atribuțiunea... Ai înțeles ce scrie, da? Uite, voi trebuie să-i amendați, frate, din clipa când el te-a simțit că nu ești pregătit, cu stația și te-a mințit, tu trebuie să-i spui, bă, nu ești pe legea 333, ești în timpul serviciu, arată-mi șefului acum, tu, documentul că el este liber. El acum face șmecheria, da? Și o să zic că e liber, da? Dar avea stația la el. Da, te-a păcălit, o iai, auzi, el o ia la încărcat, cum mai au ăștia curent aici, merg pe grupuri, da? Stai un pic. Ce și-au... Postul, punctul, da? Uite, băiatul ăla care cu tricoul la Vișineu m-a amenințat că îmi dă un cap cu voi. Ia uite, afișajul ăla, da? Uite, iar vă sfidează, da? Agenții de pază, uite, stau acolo ei. Ăla-i postul lor, toți. Uite, fii atent, uite ce face și semne o scene. Vă dați seama, ei să văd. Când ei trebuia să fie sancționat. Da? Da, bun. La a doua intrare, ei băgat înăuntru, adică. Ei sunt înăuntru, la geam tot. Ei sunt la geam înăuntru. Aveți obligația să-i sancționați că au încălcat prevederile legii 333. Fiți tari. Eu nu vă spun ce să faceți, dar fiți profesori. Auziți? Dar duceți-vă să vedeți dacă ăla, să cereți la șeful de pază să nu facă șmecheria, să vedeți dacă ăla este acum liber. Că va modifica. Eu cer. Și uite-te să-ți arate dacă e liber, ăla. Da? Și dacă e liber, să-ți arate documentul, dacă este, dacă e trecut în fișa de pontaj. Da, ca să nu lasă ușa, da? Fii profesionist, ce dracu! Mâna întinsă care nu spune pomană, nu primește... La a doua intrare, ce s-a pomană. La a doua intrare, da. Agenții de pază au strigat la cei de la ușă să-mi îngrădească dreptul de a pătrunde. Fără, ăla nici nu știa de ce. Nu lăsa să intre. Ăla nu constatase nimic, că eu. Că dacă ăla nu striga, eu intram acolo de ei. Da, mă, omule, ce? Camera asta filmează, da? Așa, corect, da. Da. Deci când m-am dus, da? Să pătrund, da, să nu îmi îngrădi accesul. Deci ei acum sunt înăuntru, acolo-i punctul lor. Ei când au fost angajați le-a spus, stați aici înăuntru, mă! Da. Bun. Am întrebat de ce, dacă există un document oficial de a mi se încălca un drept fundamental, tinere polițist. Nu aveam miros pestilențial. Nu am creat pagube la agenții economici, nici la pază, nici la niciun agent economic. Să mi se aducă la cunoștință motivul îngrădirii mele de a pătrunde într-un spațiu cu utilitate publică. O să, dragii mei, o să opresc camera pentru că ține foarte... Da, nu oprim.
da? Acestei măsuri. Acestei măsuri abuzive. Abuzive. Nu au spus că au dreptul să-și aleagă clienții. Nu. Iar când mi s-a adus, au spus, așa trimis pionii, au spus. Mi s-a adus la cuțință, da? Da. Că nu am o ținută decentă, neadecvată. Acesta au motivat? Păi, că nu am o ținută decentă. De față, fiind... De față, fiind... Și agenții de poliție și-au constatat personal. Am burtă, am și tricoaie mai multe, da? Bun. Agentul de poliție a constatat că îndeplinesc condițiile să intru. Corect? Da, agentul de poliție a constatat personal, prin propriile simțuri, agentul de poliție a constatat personal, prin propriile simțuri, conform legii 218/2002, Drăghiciule, nu, Damiane, ce bă, Damiane, spuneai tu că nu sunt tu șeful, păi bă, tu m-ai condus la sediul poliției, băi, incompetentule, milițianule, milițianule, așa, corect, corect, ce? Nu, nu, deci ce ai scris, bă? Agentul de poliție a constatat personal contrariu. Când îndeplinesc condițiile. Corect. Bun. A constatat și personal că mi se îngrădește dreptul de a pătrunde în acea clădire unde s-a făcut o discriminare asupra agenților economici care eu le-am dat bani. Mereu, când mă duc să cumpăr și mâncare, eu cumpăr de bani mulți. Dacă merg pe aici pe drum, mă plimb, am un singur tricou, primarul de la Jugurende a zis că nu e în stare, e atât de sărac să fac el o chetă să-mi cumpăr un tricou. Așa. Nu, n-a spus nimic. Nu există. Acum a spus, acum. Ce civil între mine și ei nu există. Civil nu există, litigiul civil înseamnă prin judecătorii, instanță, atenție. De nu există. La, voi îl credeți pe el. Dar drepturile mele când le mai iei? Am înțeles. Ilegalități. Da? Aveți o instrumentație corespunzătoare, nu știu ce ați deranjat în tricou. Păi n-ai înțeles. I-am dat pe mâna poliției, care i-a amendat. I-am dat când avea pe dosar de valoare de risc, avea deficiențe. I-am dat pe mâna protecției consumatorului, care i-a amendat cu 10.000 de lei. Am vorbit cu avocatul lor, cu comisarul care l-a amendat și au contestat. Cum adică o societate privată? Da, ei amenzi? E o înșelătorie, omule! Despre ce vor? Ei, pentru chestia asta... Nu, nu se-i dau în judecată. Am făcut deci plângere penală la poliție. Nu, poliția, IPJ-ul i-a salvat. Încă nici acum... Păi nu, nu, nu. De 7 luni de zile plângerea există, n-am luat măsuri împotriva lor. IPJ-ule, a te acuz că nu-mi mie drepturile fundamentale, nu mi le-ai, nu mi le-ai apărat, mă, da? Șeful poliției, da? Du-te acasă, mă, du-te acasă dacă tu nu iei măsuri. Păi cum, mă, am venit la tine să-și cer mâncare? Eu știu că poliția rămâne un brand, că nu poți să-l cumperi și că te apără drept siguranța și încredere. Un amper, doi amper, bun. Bun. Am fost amenințat. Chiar și de față cu agenții de poliție. Ai auzit când, ați auzit când m-a amenințat, când îmi spunea că mă poate. Nu, lasă, am fost amenințat. Scrie, am fost amenințat. Am fost batjocorit.
prin invocări. De ședințe publice judecătorești. Prin a fi prezentat. Ca proces oman. Fără ca persoana respectivă să citească pe portalele judecătoriilor din România motivul prezenței mele în instanțele de judecată. Dragii mei, suntem un popor cu imn, că așteaptă-te române. Nu. Suntem un popor care cântăm în imnul României, Traian, îl venerăm pe unul care ne-a jefuit. Da. Bun. Ca să nu vă mai țin pe alte aspecte, și amănunte. Solicit în mod expres ca agenții de poliție să verifice personal condica de prezență avea? Lucrează sau nu lucra? Dar de ce arestația aia a firmei? Că a spus că el o ducea la încărcat acasă. Că nu mai ăștia curentii pe grupuri sau cum? Așa a spus, da? Da? Să se... Da? A agenților de fază care au spus că unii dintre ei nu se află în timpul serviciului, dar deținea stația de emisie recepție a societății, nu că are, are. Da, legea 38 taxei funcționează? Super! Parcări. Dar deținea stația DRIQRXTX R mare X mic fresh T mare X mic cu frecvență protejată TX cu frecvență protejată. Și ascultând discuția de comunicare de dispecerat, fără ca acesta să fie în timpul serviciului. Așa a declarat față de agentul de poliție. Da? Fără ca acesta să fie în timpul serviciului, așa cum a declarat agentului de poliție. Dragii mei, suntem o țară, un popor tolerant, un popor care ne bate în joc de oameni care ne protejează. Bun, solicit în mod expres să fie anunțat șeful de obiectiv conform HG 301/2012. Fraților, faceți-le reclamație. Și legii 333/2003 să stocheze imaginile video din cele două evenimente, din data de astăzi. Câteva zile în urmă,
Și cu câteva zile în urmă, secția 1 de poliție cunoaște treaba, aceștia au declarat, agenții de pază au declarat că imaginile se pot șterge. Vă dați seama ce aberații spuneau ei, zi, vedeți, i-ați văzut sau îi vedeți la montaj, nici nu stau să fac montaje. Cei mai buni activiști în România îi recunosc ca meserie cei din Constanța și activistul timișorean, da? Bun, profesioniști. Așa, solicit în mod expres ca agentul de poliție să nu altereze imaginea de la bodycam. Știu când o bagi în toc să încarcă, s-a și dus în server, da? Să nu altereze imaginea bodycam conform deciziei 97/2020 și să mi se apere drepturile fundamentale prin plângerea penală ce voi depune în termenul legal. Bineînțeles că seara asta, dragii mei, când la pian, sunt muzicant la 7 instrumente, cu studio de muzică al meu, din casa mea. Băi, ăștia care spuneți voi, când meu are cotez cu calorifer și garajul cu calorifer, nu mai mă trimiteți voi pe mine la lucru. Ne simțiți-vă, care vă depune în termenul penal. Pentru că ceea ce știu eu să fac, voi nu o să știți. Montați-vă panouri solare cu invertoare de calitate. Nu cumpărați acumulatori de la șmecherași care vă spun că așa, că dați de dracu, vin polițiști. Aici, momentan nu mai e nimic de declarat. Vă treziți cu poliția acasă. Bine, la mine polițiștii când au venit, s-arângeau la poartă, au intrat frumos cu mandat, bineînțeles, nu mi-au contribuit prin casă, sunt filmați, a filmat Alexandru, oamenii au fost drăguți, cu câteva săptămâni am fost la aucțiune cu ei, ok, n-am nimic cu poliția română. Băiți, când vă duce la mare, treceți pe la mine și spuneți așa, mai ții tu minte, îi spui, la mare, sunt poliție. Mă duc cu cățelul, cu soția, cu copilul, la mare. Ești însurat? Treaba ta, soate. Tu ești însurat? Ești însurat? Vii cu soția când treci prin cerani, vii la mine. Și vezi o casă pasivă și cu automatizări. Și că de ce mă lau? Nu, vii să vezi, să vă faceți și voi, să nu plătiți facturi, să aveți curent, să aveți apă, cu grup electrogen, cu tot. Mă laud, mă, de ce? Că mă laud, da? Veniți, mă, fraienilor, care vă ambalați voi și mă certați pe mine, să vedeți ce înseamnă să-ți faci pe eu 20 ceva, da, m-am chinuit la casa aia, mă, să te am cu parurile la casă, să nu puteți casa pe mine. Înainte spunea că sunt prăpădit, pică cu casa pe mine. Acum spune că sunt hoți. Bă, ce popor suntem, mă, că dacă începe un război, Putin decât trebuie să ne dea arme, că restul ne mitralier. Rușine, popor creștin, popor ingrat. Colonele, pare rău, am stat aici, vin la tine. Vă dați seama, un colonel de poliție care mi-a spus, bă, tu vii să vezi ce colonel sunt eu, este rușine că am lucrat în poliția română. Mi-a spus, stai, măi, nu te ambalam, că vin eu acum și le explicăm pe pendelete. Uite, tineri, frumoși, o să le dea pistol din ăla cu electroșocuri și o să le fie frică și atunci să tragă să numără ăla de inimă. Ei, dacă vine unul și îl sfidează, săracul nici nu poate să scoate pistol, că zice, aulă, ce-ai pățit? Mă pune să număr goanțele. Vă dați seama, mă, ce se întâmplă? Dacă își fac ei, împrumut la bancă, da. Zice, chiocel, ce-ai făcut, mă? N-ai dat tu amenzi acolo, da. Aha, da, bine. Păi eu am demonstrat că polițiști, ofițeri, au terorizat subofițeri, agenți de poliție și i-a schimbat declarația. Ai Bercea, ăsta de la Aiut. Păcurare, ce faci, mă, tu? Favorizezi cumva? Bicule, ce faci, mă? Bă, vreți să vă arăt eu vouă antrax, dacă e suspiciune de antrax, vreți să vă arăt eu boli care distrug porcii, animalele, vine dau tate, vreți să vă arăt eu garda de mediu, măi hălălaie, prietenul meu șeful de la garda de mediu, Alba, fostul prefect, vrei să semnezi, da? De cât e siguranța? Cât ți-am mai zis? Cu siguranță. Cât ți-am pe are? Ce-mi plac mie polițiștii tineri care sunt în fază de aici, da? Zet, da?
că știți de corect? Spuneți-mi și mie, din relația cordială ce am avut-o, vă fericit. Eu acum cu voi mă simt în siguranță. Poliția română, eu mă simt în siguranță. Pe ce plec eu, da? Da? Să plecați de nu vreau să mai rezic, da? Am o stare de tânără, credeți-mă, că ei m-au tăcut ca șacale, da? Da, acolo, da? Da! Ei au spus că le vor șterge! Atenție, au spus! Scriu! Dar dacă spune, s-a stricat hardul, trebuie să aibă backup. Atenție, un dispecerat, dacă eu acasă, 400 de teran, 400 de teran, pe server 2019. Am 4 backup-uri. 3 sunt în casă plutite, unul și pe server, și unul la distanță. Prin trei suprânde. Starling! Poți să te duci pe acolo. Ce sate, da? Mulțumim frumos, poliție române. Dragii mei. Corect, corect. Ce, bă, ce îmi plac mie, tine, să faceți poze cu cetățenii, să-i atrageți, să-i spuneți. Noi suntem dăruiți, suntem polițiști. Noi n-avem treabă cu aia 5%, cioflingarea aia de milițieni. Noi nu suntem. De ce să... Puneți întrebări pe internet, să vedeți oamenii aia cum să tem. Aolo, cum să sun eu la poliție când dă amendă? Până am sunat și mi-a dat Damian amendă, 2500 de lei. Băi, mincinosule, tu vezi ce te fac în instanță. Te lasă să câștigi tu, nu te las, mă. Eu te mă, săraca. Păi, fraților, sunt două antene, 450 și 27 de mega. Ia uite. He, he, ia uite, agenție de pază și acum nu s-au dus la muncă. Alte avarii la autoturism? Nu, știi care-i treaba? O să vedeți că au dat atras de ușă și a dat cu ușa în ușa la un cetățean. A dumneavoastră a văzut. Ce are? O fi dat, că nu știu. Uite, uite aici, uite. Uite, uite avaria. O vezi? O constați? Am înțeles. Unul și-a unui cetățean. Eu l-am filmat, cetățean, a spus că el nu vrea nimic, asta, dar el mi-a tras de ușă. Ia uite cum muncesc. Munciți! Asta-i fișa postului vostru. Opa! Așa. De ce, colonele, trebuie să vin la tine? Ei, a făcut-o poc. Ia uite-i poliția aici, da? Mi-au asigurat bodyguard! Mulțumim frumos, poliției române, tinerilor! Dragi cetățeni, apelați la poliția română! Ia uite-l, ia uite-l ce stă el! Cum trec ăștia testele psihologice? Aici-i probleme! Toate cele bune! Sunați la 112 când vă face... Iată ce văd eu aici! O mărțoagă! Șeful poliției! Vita mai comisarul! Era că ce fac, mă, tată? Vin de la Ploiești, de la ședință, și m-a sunat băiat de Stepu. Mă pupu. Și aici. Și încă o dată. De ce iubesc eu poliția? Păi dacă ești băiat de caritate, mă, de ce iubesc eu ofițerii și subofițerii? Auzi. Eu filmez. Acum? Da. Du-te, mă, de aici. Să-ți dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate. Să ieși la pensie cu pensie specială. Nu e specială. Nu-mi este rușine de acest om. Cum să-ți fie rușine? Ce ți-am spus eu înainte? Lumea te bănuie că ești corupt. Și ce mi-ai zis? Dacă eu sunt corupt, Florine, ce mi-ai zis? Caută peste tot. Oriunde. Oriunde, da? Oriunde și ai să vezi am că venit. Nu este așa. Suntem prieteni. Declar prietenia cu el. Deci, ești un om deosebit. Am găsit ofițeri, mulți, cred că 95% din ofițeri, cred că mai mult de 95%, bărniți, o care spun cum simți. De câte ori ai fost un liber, și erai la servici. Ieri a fost în concediu ultima zi. Și când a fost ziua ta, te-ai chemat la servici. Da. Am avut accident sau ce? Atunci, ai avut diferite înfine. Da. Întâlniri din astea și probleme spete. Un agent de pază. Dacă te agresează, te jignește, nu te lasă să pătrunzi într-un magazin, că a dat el ordin. Îți blochează mașina. Te amenință. E abuz. E purtare abuzivă. Purtare abuzivă, 100%. E dosar penal. Este, 100%. De ce iubesc? Păi nu mă, dar... Surcașe. Bă, ascultă-mă, unde este corect, este iată, corect. Și ai, eu am fost... Ai trei stele de astea, da? Da. Iubesc poliția română.
Corect. Ai văzut tu că eu vreodată denigrez un polițist? Niciodată. Și nici să nu, eu te învăț să nu faci așa ceva. Pentru că, tu știi chestia asta. Pentru că oamenii să-și fie unii dintre ei și cea mai mare parte își fac treaba. Nu, e unii dintre cetăți. Nu vorbim că nu-și fac treaba. Da, nu. Corect. De câte ori am făcut o plângere unui polițist împotrivă că ăla, dacă, de exemplu, nu mi-a luat drepturile și s-a dat cu sfințenie, cu busuioc, i-am atras atenția, am spus, băi nene, în biserică când te duci, să dă cu bufet. Nu te-am dat Florine, așa. Nu știi că eu mi-am văzut treaba mea, n-am treabă cu nimeni, îmi fac datoria. Ce ți-am spus? Mi-e drag ce fac. Prieten, dar te vânezi. Corect. Și apoi m-am săturat să te vânezi aiurea. Corect. Pentru că știam că ești... Am văzut, dar mașina asta are hergele mai mare decât de la mașina poliției animalelor. Nu, dar... nu. I-a mărât așa asta? Nu, mă, toate e hergelea e mai mică? Mică, pe aia e formă, ce zic, formă. Dar de ce i-a dat la aia că-i și cu program? Păi nu, că intră, știi ce, intră pe câmpuri pe... și trebuie cu 4x4. De exemplu, 4. Cum a fost aici, la ora, la mizin. Așa. A fost o chestiune cu aia, cu cai, știi? Da. A intrat pe câmp, în oroaie, nu e normal să fie... Aia care a întremis eu, acelea, lucrarea care a întremis eu, da? La limită de județ. Să duce la pușcărie, bă, e condamnat, știi că ăsta care l-a condamnat, da? Ești. Adică el s-a ridicat în unghi la mine, dar fii atent, îi mai vine o surpriză. Ce-a, are condamnare cumva și pe la urzigeni. O fi tot cu cai, nu? Nu, a făcut alte prostii. Ia zi-mi și mie, Tulcea, au contestat testul, metilotest al meu? Niciodată. Dar au sunat? Nu, mă, doar atâta să vadă, să aibă acoperire. Că tu, într-adevăr, ai fost testat și ce ai și zero. Și la Ialomița, și la Bravo. Auzi, dar stai un pic. De când mă cunoști pe mine? Și uite, ți-am cerut eu vreodată vreun favor? Și ce ți-am spus? Dacă mă prins în neregulă și nu mă tragi la răspundere, nu putem să mai fim prieteni. Deci, noi am făcut așa ceva. Pentru că, în colaborare, am avut acțiuni, ne-am făcut multe. Datoria. Noi am avut multe acțiuni. Au ieșit rezultate. Eu ți-am spus întotdeauna, nu trebuie să respecti legea, să respecti uniforma, polițiștii care își fac datoria și n-ai nicio treabă. Și instituțiile. Instituțiile statului. Pentru că sunteți vitali. Sunteți vitali. Mulțumesc frumos. Să nu se interpreteze. Nu, domnule, nu ce. Facem că așa, eu dacă, de exemplu, că m-am cu sute, atenție, am în telefon, peste 2000 de polițiști. Da, domnule, că ai avut a face cu ei. Polițiști care mă sună și îmi spune, ne-am săturat de abuzurile șefilor. Iată că acum de la un... Nu e chiar așa, că nu toți sunt așa. Iată, nu toți, ai dreptate. Hai să spun ceva. Sunt și polițiști care greșesc și dacă ăla șeful pedepsește, nu-i convine de fața lui. Stai mă, frate, nu e așa. Așa este. Ori, mă duc acum să iau un interviu. Tată vorbă cu un fost polițist, ofițer, colonel, un Brașov, după Brașov. Mare. Nu, mă duc pe parte. Mă duc după el acum, am văzut cu el. Când te întorci sună, mă, poate ne vezi, bem o cafea, da? Da, eu cafea. O apă, un ceai. De câte ori am... Bă, o apă și un ceai. N-am mai văzut vreodată. Nu, dar n-avem voie. Vând alcool. Niciodată. Nu mai pune, mă, că știu că nu mai pune. Nu mă dai cu undeva pe acolo. Iubesc omul ăsta. Iubesc omul acesta. Îl fac public. Nu poate să-mi interzică. Îl iubesc. Țin-o pentru sufletul tău. Nu. Eu te-au altă mărțoagă. Tată, intră în filmare să arăt că poliția română este o bază, nu se vă tolereze și își face datoria. Sănătate, mulțumim frumos! Dragii mei, după cum vedeți, omul acesta vine de la o ședință, este atât de popular, încât este în stare să stea de vorbă și cu primarul de la Brădeli, ăla care transportă caii.